Dar noi nu ne-a dat drumul după ce am ales sala. În 53? Da, dar cum v-a luat anume, cum... Cum ne-a luat? Ne-a pus pe lista de colaci pentru că tata nu știu de în colhoz, ca să ne poată ridica școala. Tata meu a fost ca un fermier de sa, l-a pus. Avea pământ brusovoi, știi ce înseamnă brusovoi? Pământ rămas de la boieri care sunt în România, s-au refugiat. Moldovenia noștri. Nu ne faci colhoz, dar dăm foc. Nu ne faci colhoz, ce că e dobrovol, nu? Nu pot să auzi. Da, și eu răspund de mine, dar de oameni și am nevoie. Dar tu ți dai în colhoz. Și nu. Mă duc acasă, mama sfătă cu copiii, cu femeia. Hai, du-te. Dar peste un ceas de vreme, ții înapoi aici. Procurorul l-a pus. Procurorul l-a pus pe Ionești. Aici a pus voi în comat, din voi în comat, un om. Tu unul într-un sat, unul într-un sat, toți năseali și eu în prăștietă. Chebeaua, închiuideaua. Încă vede. Nu, acum era atunci. Vine acasă, femeie, ce faci? Mă omoară, mă gâtâie. Și bătec patru arme, m-a forțat, tata să-l dea în colhoz. Îngrești mai tare, mă mai. Dar ce îi învață în masă? Ce? Că nu-i vremea românilor, că românii bătești, și om al bătești. Să dea în colhoz. De oameni. Oamenii au capul lor pe umeri, eu nu răspund de oameni. Oamenii vine la noi și străga, că dacă îi faci colhoz, dă-mi foc. Și duce înapoi la primărie, cum mi-a spus asta, să vezi. Era soră și nu era plătit ca mâine, nu îl plătea. Deci, în rândul, azi faci tu, mâine faci altul din jurne. O zi și o noapte și de la primărie. Ai vine acasă și faci, ne dăm în colhoz. Dar fete, soia, mâta, mama. Și Marusa, era fete mare. Dar Doamne ferește, nu ne dăm în colhoz. Că aud că dacă ai două obiecte de așa la șfel, una o ieși o dă în colhoz, dar una să rămâne să ia. Dar uite, oamenii era sărași nemernici. Dar nu era așa cum spune. Au făcut logovor să dăm toamnă să iei 400 de kilograme de prăsade la niște jdani, toți cu prătizii ăștia. Așa să încep de vindea, nu știu cum vă și ei, în Chișinău. Și nu au venit jdani și să iei prăsade și au fost străcat acolo. Și pentru prăsade și ele cu trezut, și au zis că nu a lucrat, tata nu a lucrat o ghine cu oamenii. Nu a lucrat ghine, ea și s-o pesa unui poamă. Și eu ne-a trei ani de pușcărie, degeaba, că acum a luat din... Mama a ieșit din ogradă, a văzut niște soldați cu pușca în schinare și cu baineta pus în vreoarne, dar tata ne-a spus nouă, zice. Știți când îți vede că soldatul care e lucrătorul de stată, e soldată, e arm, cu mama aia... Engajat. Mm-hmm. Da. A pus baineta în vreoarne, știi, că așa stăm de arestare. Mm. Înseamnă că cineva trebuie să aresteze. Zice, ia să mă duc la nașa, o să văd. Și îmbru soldații ăștia, dar noi știam că suntem puși pe listă. Mm-hmm. Că după ce l-a luat tata, mama a scris aici legi de ei în colhoz. Ne-am n-o prins-o. Mm-hmm. Zice, când ne chemă, ne-am întârziu. Acum nu ne trebuiește. Era o femeie din Nădelcă, lucra acolo la neacră, în ogradă. Acolo era strânge genul, poama. Zice, Marusia. Și Liza, e cu Rosa Fiodor Botea, cu, știi, 15 zile, ea să zic 15 familii de colaj la noi în țară. Dar noi știam când ne-au pus pe listă, ca să ne distrungă. Și aveam o părie de boi și o vacă și niște pușei, în o gradă, sclav, cum știi, gădași. Pământ mai puțin, că a fost mama la copii mulți, luată și cu tata și mama. Ți-au luat doi băieți așa, nu bogați. Și-au făcut casă, au făcut nouă copchi, au crescut de bine. Și mama a văzut cum se făcea, spune, nărașul, zice, nu știu ce, dar nu gine, zice, au venit niște mașini cu soldați în sat. Și zice, dă o hreamă de când îți pune la pământ în sat. În sat, nu mă vreau, dăm spisocul din primărie și nici cum, care. Cum e familia ta, așa? Hai cu mine. A găsit om pe drum, așa ne rătăm întregi cu tare om. Mm-hmm. Și a intrat de mă grea. Dar când era noaptea, ori ziua? Ziua, dar eu vreau să fie noaptea.
Lăudă Dumnezeu, ploiță noapte așa. Și la subrăgici acolo, la pădure, buxuit mașină. Nu, nu pot să iei. Dacă s-o zicește ăla. Dar de obicei noaptea se fășează. Dar noaptea a avut o nezură să ne găsească în pat. Scoale și buimac. Să nu ne scăpe. Și când s-au ridicat soarele, le-au cusă că... Dar noi am vorbit cu soarele, cu mama. Dar noi erau oale, nu era buruian, Doamne ferește. Curat. Deci ne sculam dimineața, mama punea în straie o bucată de pâine, o bucată de brânză, o... Și îmi dea Dumnezeu și hai, ce vă la prăștie. Măica, bunica noastră. Mama mea. O ieșit, s-au întâlnit și un vărăi. Măi, și îmi vrut soldații și pâinea și jitică, pâinea și... Hai pâinea, pâinea, poți să fă, știi că arătă, latele, carnea, ouăle, zaimul, pe duhovnul, cu tu, în aloc, toate se îndăță latele. Cu satul stăream bine. Ouă la găini, toate... Nu aveți datorii. N-am avut, da. Dar și ouă trebuie să dați. Ouă, hai pământ, ai și ouă, și carne, și lapte. Toate cele al golei de om. Toate cele. Și îmi poți mătăra cu mătăra, până la ultimul grăunte și-a luat la asta. Măcar tu n-ai să mănânci și mânca. Și mama a ieșit, m-a ducă pe la Sonia. Și zice, eu îți fug voi, fără mine, voi. Tragi, tragi, că nu rog. Vreau să mai aduc un lat, sol, hai, s-a ascuns, s-a dormit prin copaci, mama spune. Nu, nu, s-a dus, avea un moș. Și sus avea omul și ala. Bătrâni, doi moșnici bătrâni, atunci nu se ducea lumea așa să... Cum la tinele să mai întâlnesc, să mai aude o femeie străină, dar și de unde, de cum. Era strict trăit atunci. Și eu o prinit-o, o prinit de-o dorința însă, atunci o două zile. Nepoată ce nepoată, că era vărdet cu măca, omul și ăla. Și eu mai șos și șos acolo, ce... Iisus, nijeli, nu de nici să ajungă nimeni în stare, în etare. Dar zice, am spus, nu-ți poți și de la noi, că la noi aici în Mahala avem un șef de sector. Era numit șef de sector. Dacă trebuie ceva cantore, ori în primărie, ori nu era cantor, era primărie. Pe și ala trimite. Cheamă pe omul cu tare, aici, zolească, să-i scoată inima. Era periculos să rămână acolo, mai scurt. Și s-a mutat-o la alt oameni. Trebuie ca în filme. Și-a mai șos, și-a mai șos la oameni și-a, iar au spus, cu mătrele, zice, dar e nijeli. Și vreau să intru în situație, nu pot, că la mea de muncă de om așa, părătorii, cu primăria, cu legătură. Să-i mutăm la alt om. Mama zice, dacă nu să-mi vrești așa. M-a dorit o noapte la oameni și-a, și-a dat o coftă de-a femeie lui și o sapă. Și o să zic tot, eu s-o băcăzi până echipul zici la colhoz, la loc. Și unul dealul, unul de la rășa, și s-o scubort, până la frate, toate la unii, asta nu, că la unii știu. Da, 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 știu. Era casa lui acolo. Păi, că nu era casa acolo, era casa lui, un moș, era pământul lor făcut și s-o pe unul să mă țin căsile acolo. Și îi face din cap. Merge pe o goară, bleașcă de sudoare, de apă, de rouă. Ploua vremea așa. Am și zis că era ploua gine. Și acolo nu se ia. Și merge și așa cam copacul și ala. Să văd, dar știi, ca să aduci să-și acum ploua. Și intra pe iarbă așa să rădnă. Te faci în cap. Să vedem. Toate dacă o prindești până așa ca la noi, eu mă duc și mă dau în fântână. Lăsă eu umbra de fân și a fost o moară de vânt. Moar de vânt, am ajuns să atâta. Și rămâsă să numai cheata așa și tu bortă. Și cheata așa deasupra. Și-a ascuns acolo. Și-a pus braț cea de iarbă și mama udă. Vine să-i pe o goară și-a șos în groapa așa toată noaptea acolo. Femeie la marnă satului. Doamne, câtă frică. Câtă frică și câtă... Lăcânii au fost. Și cum, îți spun cum tăta acasă, mai șos o andere cu mama. Dar pe voi vă luase de-am? De-am ne-o dus, de ce zânea moșcă de-am? Bun, o spre șeagă de-am. Cum ne-o să-i trebuie? Așa, ca pe cum pui saci și într-și la moară. Cu și-a ieșit la poartă în brață, cu așa am fost. Nu vă dai voie să luați nimic? Era vreo 15 sac flori, zice, mă domnește. Cu gorghele, cu perne, cu țoluri, cu și mai era. Dar de ele pâine, de mâncare. Și-a jos cu dânsele acolo? Da. Să zică și luază de mâncări ceva, nu zice nimeni. Căldă de apă, luază topor. Nu, ca să puteți să iei lemne acolo. Topor și căldă de beschi și lucrăm, așa și instrumente.
și Pavel, era niște oameni de mahală, s-o ninuni, s-o grumăți așa pe port, la gardă, și uitau cum ne încărca noi. Dar cu trenul pe urmă? Pe urmă ne-am încărcat la Călăraș în trenul, în vagoane. Eram 64 de suflete într-un vagon. Fără apă, fără nimic? Că ne-a dat ea pe urmă. Mergea cu un bobav undeva și a ce călăre. Dar și lună era? Iulie. Apă șos, murdară. 6 iulie, luna trecută. Arată la televizor. Eu cu ziua arată, plâng, mă sătă de plâns. Spune cum a murit copilul și ala și l-a aruncat pe drum un copil, l-a născut femeia în vagon și l-a aruncat calea ferată. Nu era imposibil, nu era chip de mers. Oamenii n-aveau apă de băut și se udau și beau tșătul lor. Într-așa mizerie și într-așa pacoste și așa s-au bătut joc de oameni. Vă schimba din alt tren în alt? Trebuie să ne schimbe, nu ne schimba. Nu trebuie să ne schimbe că ne pierde, să nu fugim. Am trecut prin două tunele sub pământ. Țăpa ca pui șerchii în foc. Femeie, copchii cu norodul. Aici să ne înfunde și o să ne omoară. Așa să te merg. Frica asta că să vă omoară. N-am văzut. N-ați știu ce cu viața voastră. Nici prin Chișinău nu știam nică, nici mă duc să mă repede că mă răsășeam. Dar câte familii din sat? Și îmi spus ce-au fost puși cu turiști. Au fugit mult între așa. Vărut și aia, au fugit. Călărășan, mușneagă, au fugit, au fugit pe baba cu băietul. Când s-a ajuns acolo, rușii este meu de moldoveni. Gândea că sunt niște oameni primitivi. Închidea fierestrele cu obloane, că nu știe cine. Gândea că ăștia sunt niște cigași. Cum acum cu emigranții? Da, doamne fierește. Până când eu aflat că și oamenii sunt ei. Și când au văzut că dânșii și copiii au luat fără părinți, îi jălșca biednei diete. Zici, cum că dânșii i-au luat fără părinți să-i aduc aici? Unde era lucru mai greu și unde era, nu era rușine și nu era frică, acolo pe dânșii îi mâna. Unde nu era plătit ghenea. Da. Acolo așa le spune brigadierul. Dacă nu puteți, naucim, ne hoțiși, zastavim. Da. Și îl pune câte o mână de iarbă bună, țoară, și de aici iarbă, țoară, nu chestie, și dați-i cu coasa. Și cosă-l. Și apoi pune la săpat groi de silos, și apoi pune la tăiat păduri cu toporul. Lumea mânca, da, eu, care avea bani de acasă, au fost bărbați cu femeia, cu bărbați, cu copii. O luat, da, țatele au dat voie. O luat de mâncare. Da, mânca nici nu vă trimis. Dar eu un sac cu fasole, așa la mine s-a spus pe noi. Atunci un sac cu fasole. Sunt obulgoc de făini de popșoi. Mă, că am luat fugare prin sate străine, pe la Rășa, pe la Tabră, pe la Măși, prin Horn s-a ascunde. N-avea de unde să-i trimată, poți să-l și cu mâncare. Mă, ghinezi dușe și e cu dânele. Da, mă, ghinezi dușe și e cu dânele. Curgan. Curgan în Kazahstan? Nu, Kurganska e oblasti, Olehovski raion. În Rusia? În Rusia, aproape de... Aproape de Siberia, nu era Siberia. Da, nu Siberia. Da, dar temperaturile acolo erau foarte joase. Cât? Nu, era așa cum în timp scurt, parcă vara așa, nu. Am o sărac, când uiteai de 2-3-6 ori de măsluină. Dar iarna erau mari temperaturile. Adică scăzute. Au fost până la 50 de grade căldură. Apoi, fric. Știu că neacă ce spune că mai nu înghețat în mergând. Fost frig, apa în sus. O adormit în căruț. Da, cum? Aruncai apa în sus și înghețat, da? Mai sunt nebunei de chiar. Dacă te pune pentru nacazurile tale, trebuie să te scurg, să îngheți la fundul. Pe... Așa frig era. Liceurile erau afară, clar. E... Da. Mă ducem la dânsa la Olihovka, acolo, în raionul ei trăie. Pe dânsa și pagă lui Vata în dedul. Eu timp și vă dispărțit. Eu m-am plâns de nacealnicul nostru, care știe să știu moșneag. Spune ea că și vreau eu, și vrea e. Știu la hărit, știu la prosit. Zic că eu cu frații ești mai mare, o lucra, nu hrăni. Dar ești mițeșin să-i hrănească. Mama nu-i, tata nu-i. S-a făcut și s-o luat, să iei în dedul. Dar Catiușa nu vreau, nu vreau să bădei ca peșin când apoi în soare. Dar câți ani avea? Era în clasa 7-a. 13 ani. Dar Pavel încă mai mic. Încă mai mic, 10 ani încă avea.
Și eu sunt de drum, acolo. Ei, mă duc, mă duc. Da, te duceai la dânsii? Mă ducem. Că nu-mi dau voie să mă duc. Mă păzat din urmă, năzărate care ne păză pe noi. Avem om care ne păză în tot. Se doma, că tot este tot net. Cu dau șol, că da predeot. Să din urmă noastră și pe deata nici nu lucru. Bine. Dimineața și seara numărați. Și în barac cât erați? Of, în barac am trăit cu trei familii, o comnată. S-a cumpărat patifon. Știi și patifon. Și n-am pune cu semne că te auză muzică cântând la casă. Am de-am mai bogat. De-am ești bogat. Și colac și eu. Dar tot pasă. Și consumoliști. Consumoliști. Tinerii de consumoli. Dar voi ați... Când vine ca pe Hristos. Când? 44 au venit aceștia. Rușii. În 44. Ați lucrat? Au venit în 40 și au stat un an de zile. Și eu vă gănit românii. Ați vrut cu românii sau cu rușii? Cine vroia lumea? Nu avem, nu știem să vorbim nică, nu era grea. Nici așa, nici așa. Păi, ziceai ceva, o pușcărie. Bravo, ai ținere de minte. Parcă mai ieri au fost așa. Și-am tras în acasă, ți-o minte. Am o și fac uit. Bucuriile se uită mai ușor. Vreau să iau ceva din casă, ori mă duc o dată. Așa am întâlnit. Dar păi nu e așa. Nu întotdeauna apoi și sclerul ăla. Nu, e așa de mult, eu așa fac. Voi, de pe moia? Da, cum? De atâta trebuie să vierea să te duci ușor. S-a scuturat o strandă firii în ziua când ne-am despărțit. Lângea pe și zanfirii, rângea și la